Doamna doctor, este pentru a nu știu câta oară în care plecați din cabinetul medical și vă dedicați comunității activităților sociale. De data aceasta ați ajuns tot într-un sat apropiat de comuna Celaru. Suntem la Prapor, este al patrulea an când venim cu mare drag, cu inima deschisă, la invitația părintelui Gabriel și părintelui Toni Florentin. Încercăm cu ce putem să ajutăm comunitatea de aici. Sunt mulți oameni care au nevoie și de alimente, și de haine, dar și de o vorbă bună. Le-ați oferit unora chiar și sfaturi și medicamente acolo unde s-a putut. Așa este. În primul rând vrem să ajutăm copiii, pentru că ei sunt nevinovați și neprihăniți. Încercăm să ajutăm cu o vorbă bună, cu un sfat medical. Îi așteptăm de asemenea și la noi la policlinică, unde putem face investigații și analize medicale. Încercăm cu ajutorul prietenilor și sponsorilor și am reușit să aducem și alimente, pâine, zahăr, făină, mălai, deci alimente uzuale, hăinuțe și jucării. Sunt puțini medici care își fac timp să se mai gândească și la problemele comunității și să lase doar activitatea din cabinet. Ce le-a spune celor care poate au posibilitatea să facă acest lucru, dar încă n-au ajuns să facă asta? Eu m-aș bucura să vină cât mai mulți și să încercăm să ajutăm. Poate în comunități din apropierea Craiovei, poate la țară la bunici, pentru că sunt într-adevăr familii din ce în ce mai îmbătrânite. Tinerii deja au plecat din țară sau sunt în orașele mari și au nevoie de ajutorul nostru. Noi deja suntem o comunitate și am devenit prieteni cu părinții de aici, cu preoții de aici și de asemenea la orice invitație venim cu mare drag, îi așteptăm înainte de Crăciun și la noi la policlinică, avem câteva daruri pentru ei și pentru copiii care au fost voluntari în această acțiune. Și de această dată ați fost sprijiniți de medicii de la Prima Clinic. Da, sigur, doamna doctor Petrișor este permanent deschisă la ideile noastre și anul acesta, ca și în ceilalți ani, cu ajutoare poate nesperate, aș fi zis, s-a îndreptat degrabă cu inima deschisă către comunitatea noastră. Deja domnii consilieri credincioșii noștri au închegat, cumva au creat o legătură. Doamna a oferit și consultații aici în biserică și, bineînțeles, fiind un motor important pentru cei de la Craiova, da, atrăgând în jurul dumneavoastră, este tot așa un magnet puternic care lucrează și vedeți că găsește timp și resursă spre a spori flacăra aceasta a dragostei. Cât de mare este nevoia de astfel de acțiuni și de implicare de acest fel? Păi, să știți că acțiunile acestea sunt întotdeauna binevenite și ele nu au o limită în timp. Adică nu spunem, am desfășurat acum acțiunea aceasta, ne-am atins oarecum scopul și de acum până la anul putem să ne relaxăm. Nu. Tot timpul trebuie să facem astfel de acțiuni, tot timpul în familiile noastre trebuie să avem un ochi deschis către ceilalți. Tot timpul trebuie să fim modele pentru familiile noastre, pentru cei mai mici, în special, ca să fim un exemplu. Asta este și îndemnul sfinților, o faptă bună, să știți că nu se face doar într-o anumită perioadă de timp, de luni până vineri, iar în weekend nu, ci tot timpul pe care îl avem la dispoziție. Viața noastră este, de fapt, o jertfă pe care noi trebuie să o aducem lui Hristos și aceasta este cea mai plăcută jertfă, ca să arătăm că iubim pe aproapele nostru așa cum și Hristos ne iubi pe noi.